Fostul premier Nicolae Ciucă, care acum este președintele Partidului Național Liberal, dar și președintele Senatului, a participat zilele trecute la Patriarhie pentru comemorarea prijeluită cu aniversarea 16 ani de la întronizarea Preafericitului Daniel ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Până aici, nimic ieșit din comun, căci la astfel de festivități vine, bineînțeles, toată lumea bună a politicii românești. Bineînțeles că a fost și Nenea Ioha, Marcelică, Nicu de la Capitală și mulți alții. Ce a fost în schimb diferit la acest eveniment, comparativ cu altele de genul pe care le organizează Biserica Ortodoxă Română, este că de data aceasta Nenea Ciucă a dat cu smiorc pe la patriarh, atacându-și adversarii politici, numindu-i extremiști pe toți cei care nu împărtășesc opiniile. Apoi a continuat să se plângă de faptul că PNL, adică partidul său, scade în sondaj în fața AUR-ului și că patriarhul să facă ceva ca preoții ortodoxi să nu cumva să susțină AUR și că el, adică Nicolae Ciucă, este reprezentantul bunului simț, al moderației și al forței echilibrului. Fix acestea au fost cuvintele. Evident că a vorbit și despre războiul din Ucraina și cum România ar trebui să susțină necontenit și fără șofoială orice zice Zelenski. De precizat este că tot acest discurs politic s-a petrecut la aniversarea Patriarhului Bisericii, ci nu într-o sală a partidului PNL. Asta în condiția în care, dacă mi-amintesc bine, politicul și presa sar întotdeauna de cur în sus cu lozici de genul biserica să nu se amestece în politic. Dar bine, tati, să nu se amestece, dacă îmi vin mahării peste patriarh acasă cu astfel de discursuri. Păi atunci acum e? Adică biserica ar trebui să se implice politic doar când partidul la guvernare e la ananghie sau cum? Altfel e stat secular și fiecare cu pizda măsii, cum vine treaba asta? Nu știu cum ați interpretat voi zicerile lui Ciucă, dar pentru mine a sunat mai mult ca o amenințare voalată la adresa patriarhului pentru a-l convinge să-și convingă preoții să nu cumva să susțină alt partid decât cel care este la guvernare, adică PNL, care acum este în cârtășie cu PSD. Ceea ce mi se pare nu doar copilăresc, dar o mișcare totalmente greșită din punct de vedere politic, căci instituția Bisericii Ortodoxe este mult prea puternică ca să se lasă intimidată sau să fie amenințată de un nei ca nimeni din politică cum este Ciucă, trecător ca vântul care suflă frunzele și fragil ca o trestie de baltă. Dacă nu te-ai abonat la acest canal, apasă pe subscribe ca să fii la curent cu știrile și comentariile politice din spațiul românesc. Să ne auzim cu bine, Doamne ajută, trăiască nația!